Bună seara, doamnelor și domnilor. Bună seara, doamnelor și domnilor. Am început bine. Este punctul culminant al dezvăluirilor. Cum a ajuns cheia Bucureștiului la George Simion, liderul AUR, decide nou primar al capitalei. Îl susține Simion Piedone sau face jocul lui Soros? Piedone face dezvăluiri în această seară în direct. Ce a negociat cu liderii AUR? Nicușor sau Piedone? Este testul soroșismului pentru George Simion. Ion Cristoiu va fi imediat alături de noi în direct, domnilor și domnilor, și facem împreună analiza momentului. Ion Cristoiu anunță cine câștigă. Vorbiți despre afaceriștii dubioși din jurul lui Nicușor Dan, care vor să-i facă sediu într-o ambasadă. Iar reziștii penal, domnilor și domnilor, umplu lista rușinii de la procuratură. Îl veți vedea și pe baronul care îl șantajează pe Ciucă și îl amenință. Ce funcție vrea baronul Lamborghini? Discutăm despre infiltrarea spionilor ruși și despre documentul aflat pe masa lui Iohannis. Manevre în Marea Neagră, domnilor și domnilor. Ionuț Grigore, trimisul nostru special pe fregată. Și momentul momentelor, stăpânul Moldovei mort de inimă. Alertă majoră a poliției. Breaking news. Doamnelor, domnilor, doctorul Cârstoiu este la un pas să se retragă sau să fie retras din postura de candidat al coaliției de guvernământ la Primăria Generală a Capitalei. Principalul beneficiar pare a fi Cristian Popescu Piedone, primar al sectorului 5 și candidat la Primăria Capitalei. Bună seara, domnule Piedone! Bună seara dumneavoastră, distinșilor invitați și domnului Pieleanu, lumea justiției, domnului... tuturor, domnului Fifor și tuturor invitați, și în special președintelui și domnului deputat pe Facebook, domnului Duță. Domnule primar, cum primiți vestea deocamdată neconfirmată public printr-o declarație asumată de doctorul Cârstoiu că s-ar putea să fiți beneficiarul acestei retrageri? Domnule Ciudacu, se vorbește, se articulează, se negociază. Eu m-am aliniat la start din prima zi a campaniei. Eu am fost cel care am solicitat acestei mega coaliții, care am spus-o și la început, o spun și astăzi și o spun și pentru viitor. Dacă ea a asigurat siguranța României, eliminând de la putere USR-ul, care a demonstrat atunci când spuneau că sunt fetele mari, cu tunul de un miliard de euro, și multe alte lucruri, spunând că fără penali în funcții publice, astăzi acest bumerang se întoarce împotriva lor și se vede adevărata față a USR-ului. Trecând peste introducerea asta, susținerea sau nesusținerea acestei alianțe este doar împotriva lor, aducându-vă aminte că eu, Cristian Popescu Piedone, președintele Partidului Umanist Social Liberal din România, am solicitat și am avut o întâlnire cu președintele PSD Marcel Ciolacu și cu președintele PNL, domnul Ciucă, spunându-le că, domnilor, haideți să facem un sondaj și cel mai bun să intre în competiția pentru București. Ok, am văzut incertitudinea în care ei se aflau, nescoțând niciun candidat, nici PSD-ul, nici PNL-ul. Astăzi, probabil, le-a dat Dumnezeu mintea de apoi și au înțeles că dacă vor să câștige cu adevărat București, să existe o normalitate și în București, așa cum au asigurat o normalitate pe țară, cu sau fără voia mea, se pot alinia în spatele meu. Eu nu mă dezic de Partidul Umanist Social Liberal. Eu sunt candidatul acestui partid. În maxim două zile, ca să nu mai se spună că mă retrag, îmi voi depune candidatura ca primar general. După care, cine se va alinia pentru interesul bucureșteanului, indiferent de coloratura politică, cine mă va susține, este binevenit. Dacă ei vor înțelege că Cristian Popescu Piedon, susținut în mare parte de cei ce și-ar dori, nu pot emite în frecvența celor mulți care au fost păcăliți în cei 30 de ani și vor să câștige Bucureștiul, care de fapt este precursorul viitoarei campanii care contează cu adevărat pentru România, alegerile parlamentare și prezidențiale,
ok, să-și facă treaba așa cum consideră mai bine. Eu nu o să cerșesc voturile nimănui. Dar conta... merg pe voturile celor care au încredere în mine de 30 de ani, văzând ce am făcut în sectorul 4, în sectorul 5, în sectorul 6, consilier general și multe alte proiecte care le-am propus pentru București și în interesul bucureșteanului. Contați și pe voturile AUR, domnule primar? Ce spuneți? Contați și pe voturile AUR? Dacă înțelepciunea domnului George Simion va considera că vrea să-și fidelizeze electoratul, știind foarte bine din orice sondaje, și l-avem pe domnul Pieleanu acolo, eu iau voturi din tot eșicherul politic, fără lipsă de modestie. Majoritatea provenind de la PSD și AUR. Dacă AUR vrea să intre în Consiliul General și în alte consilii, văzând că acest candidat al AUR-ului sau candidatul Cârstoiu, care, din păcate, orice resuscitare a domniei sale, raportat pe evoluția pe București, nu raportat într-o evoluție a meseriei sale, care este un doctor de excepție, îi respect profesia, dar nu poate să intre într-o administrație care să înceapă de mâine să învețe abecedarul acestei administrații, indiferent ce consilier vei avea, indiferent ce consilier te va propune sau îți va spune ce ai de făcut. În clipa în care vei ajunge, vei fi un necunoscut în administrație. Și vor fi cei care îți vor spune: măria ta, frumosule, chiparosule, ești cel mai frumos. Îl vor sechestra, cum l-au sechestrat astăzi când vorbim, pe Nicu Ciordan într-un birou, și aducându-și aminte după 4 ani să iasă și să aibă tupeul să spună că cele minim 21 de puncte cu care a câștigat București și susținut de culmea PNL-ul, care astăzi zice că îi pute piedone. Ok, îi pute piedone. Să fie sănătos acest PNL. Dar e PNL-ul și vocalii din PNL, mă refer la Rareș Bogdan direct, care probabil își schimbă batistuța așa cum își schimbă culorile și înfățișarea cameleonică pe care o are, în funcție doar de interesele proprii. Nu poți să spui despre Rareș Bogdan că este un penelist autentic. E un pseudo-penelist, cum nu poți să spui despre Bode că este un penelist, când de fapt este un pedelist. Cum nu poți să spui de Remus Borzea, care este consilierul domnului Ciucă, da, care a fost atât de vehement atunci când cineva a zis: domnilor, noi trebuie să câștigăm această alianță, să asigurăm și climatul de siguranță al cetățeanului pe București, spunându-le că să ia recreație pe politic, să-și facă politica care și-a făcut-o și a demonstrat-o în toată țara, pentru că această coaliție, ne place sau nu ne place, după guvernarea USR, a stabilizat România. Dar noi administratorii, și spun administratorii, primarii, noi facem o politică doar în interesul cetățeanului. Nu facem o politică în interesul politicului. Dacă ele vor înțelege că astăzi vectorul de imagine, cu sau fără voia lor, în București, susținut de marea majoritate a populației simple, care iau neglijat și vor să aibă un rezultat precursor la viitoarele alegeri, acest se numește Cristian Popescu Piedone. Eu n-am să țersesc și am să bat la ușile nici ale PSD-ului, nici al PNL-ului, nici al AUR-ului. Respingeți orice intenție de negociere ante-electorală? Ce spuneți? Respingeți orice intenție de negociere ante-electorală cu PSD-ul, cu PNL-ul, cu AUR-ul? Cristian Popescu Piedone are pentru toți susținătorii mei o lopată. O lopată în care să bage cărbuni în locomotiva Piedone. Locomotiva Piedone este o locomotivă care lucrează doar în interesul cetățeanului. Nu face politică la nivel macro și n-am să fac niciodată. Departe de mine intenția, dacă voi ajunge primar general, am să mă gândesc vreodată să candidez la președinția României. Raportat la vârstă, raportat la experiența mea. Eu îmi știu lungul. Niciodată, dar niciodată, nu am să mă gândesc la o politică macro, dar am să mă gândesc la politica cea care trebuie să o faci ca Bucureștiul ăsta, care se consideră și l-a considerat în trecut
micul Paris, să-l facem să devină cu adevărat marele Paris, nu mare Paris, că noi nu ne comparăm cu nicio capitală europeană și nu ne comparăm în multe domenii. Și lucrul ăsta o să-l vedeți în clipa în care săptămâna viitoare la Palatul Parlamentului o să ne anunț acest program. Eu când spun un program, dacă or fi două puncte, că or fi 5, că or fi 10, acel program se va îndeplini. Nu Nicușor Dan, care a prezentat 20 de puncte și n-a realizat în 4 ani nimic. Dar culmea, astăzi acești liberali l-au susținut în 2020, l-au susținut. Și astăzi se dezic de el. Eu cred că este o ducere puțin după pentă, în care liberalii care l-au susținut, neputând să scoată pe altcineva, au scos din joben acest doctor care, eu spun păcat pentru meseria lui, că el trebuie să-și facă de meseria lui și are referințe puternice că este un doctor cu adevărat, dar nu poate fi să fie un doctor pentru București. Pentru București trebuie să fii în normalitate și să fii în rezonanță directă și să fii în simbioză cu necazul oamenilor. Din păcate, pentru ei nu înțeleg frecvența. Și vă spun ce înseamnă o frecvență. Vă rog. Și... problemele simple pentru politic înseamnă o problemă simplă pe care o solicită cetățenii, pentru politic înseamnă foarte complex. Iar problemele complexe pentru mine înseamnă extraordinar de simplu de rezolvat. Și sunt lucruri în care ieșim din casă, ne ducem la o cununie, petreceri. Aș dori ca soția mea sau soția politicienilor să nu-și rupe tocul, dar în drum spre o nuntă, botez sau și o tradiție românească, să nu-ți rupi planetara, să existe un confort în care și copiii în parcurile, care vorbim de parcuri, vorbim de două parcuri istorice, făcute unul de Carol și unul din perioada interbelică, Giurgiu și Herăstrău, care astăzi nu mie, bucureștenilor le e rușine. Și dacă în aceste parcuri frecventează acești usăriși care sunt, cu tot respectul pentru ei, nu văd, nu aud. Ei sunt, poate să calcă, scuzați-mi expresia, un experiment de câine. Doamne, poate să-și rupă mașina într-o groapă. Poate să-și rupe tocul doamnei cu care tot se duce. Tot e de infrastructură și confort, înțeleg, domnule primar. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi și în seara asta, domnule, și vă urmărim pas cu pas, la fel cum o facem cu toți candidații. Ne auzim zilele viitoare, o seară bună vă urez. Breaking News. Domnilor și domnilor, cunoscutul jurnalist Ion Cristoiu se află într-o legătură directă cu noi. Bună seara, domnul Cristoiu. Bună seara, vă rog. S-a rezolvat problema capitalei, să retrage... Cârstoiu, poate îl retrag și pe la micul de la Aur și rămâne un meci în doi între Piedone și Nicușor Dan? Puneți așa o întrebare abruptă. Asistăm până când alianța electorală, că deocamdată la locale noi nu avem o alianță electorală, sper că nu mă știu. Avem deja depusă la europarlamentare, deci până când nu este depus la BEC, deci până luni, cum s-a zis, este posibil ca scenariul în care, și este limpede, că nu credeam că azi va reîncepe, dar mi-e limpede acum, o mașinărie de presiune asupra lui Cătălin Cristoiu să se retragă și, după ipotezele mele, să se facă o alianță PSD-PUSL electorală la locale cu domnul Cristian Piedone, care, din cât aș fi spus mai înainte, ați văzut, el este chiar candidatul ideal al celor două partide. E posibil și acest lucru. PNL nu își poate permite. Eu știu, la ora actuală PNL-ul este la înghesuială, este foarte greu să dea înapoi, dar dacă el renunță și se face și candidatul alianței este Cristian, eu vorbesc de electoratul PNL, PNL-ul va avea soarta PNTCD-ului. Este momentul unic de examen al acestui partid. Nu își poate permite. Cred că cei care l-au luat în calcul pe medic, pe Cătălin Cristoiu, au spus chiar dacă e pe locul 4, dar challengerul
Vinicu Șordan, care e totuși doctor în matematică, trebuie să fie tot un, să zicem, tot de electoratul PNL. Electoratul PNL a zis și domnul Cristian. Păi, și își poate permite PNL în condițiile astea, în cazul în care, nu știu, Doamne ferește sau Doamne ajută pentru el, că n-a reușit să mă lămuresc, să retrage doctorul Cârstoiu, să anunțe că îl susține din nou pe Nicu Șordan? Păi asta am spus, dar eu sunt în studio oameni mai inteligenți și mai curți decât mine în frunte cu noastră. Noi nu avem alianța electorală PSD-PNL local. Întrebați, pe, nu știu, uite pe domnul Pieleanu. Noi nu o avem. Avem numai la europarlamentare. Deci este posibilă, da, o alianță electorală, cum este și în alte locuri. Să știți că în alte locuri nu e PSD-PNL. E PSD-SR, nu știu, sau AUR, da? Deci este posibilă această alianță, după părerea mea, pe care eu o văd mult mai firească decât alianța PSD-PNL, având fie doctorul, fie pe Piedonic. O văd mult mai firească. Adică, în sfârșit, am avea în București un război dreapta-stânga. Domnul primar de înainte greșește, pentru că alegerile în București anul acesta nu vor avea legătură nici cu gropi, va fi tot alegeri de stânga-dreapta, politice. Păi, și farul călăuzitor al stângii PSD își poate permite, domnule Cristoiu, să nu aibă un candidat propriu la primăria Capitalei și să anunță că îl susține pe Piedone, care candidatul cu totul și cu totul altui partid? E și cel ai partid, hai. Păi, contează mai puțin, ăla candidează sub o sigla altui partid. Păi, este candidatul unei alianțe, nu al lor. Deci eu vă întreb pe noastră, dacă nu se realizează, deci nu s-a realizat alianța electorală și cele două partide merg separat, da? Da. Gabriela Firea poate pretinde să fie ea? Evident că poate pretinde, nu știu dacă mai vrea în condițiile actuale. Păi, deci putem să mergem, eu dacă vreți să răspund de punct de vedere al bunului simț politic, cea mai bună structura alegerilor, care nu e nici schizofrenică, nici artificială, este asta. Cristian Popescu Piedone din partea stângii și a unui anumit electorat și Nicu Șordan din partea dreptei, sprijinit și de PNL și altui electorat. Păi și își permite PNL, care după ce și-a pus cenușă în cap acum jumătate de an de zile, că l-a susținut acum 4 ani pe Nicu Șordan, să ne anunțe că s-au sucit iarăși că e un primar de nădejde și îl susțin? Păi și-l vedeți susținut pe Piedone? Păi și nu se fac de râs și mai tare dacă anunță că îl susțin pe Nicușor? Nu e luna de când spunea Burduja la mine în emisiune în acea studio de televiziune din care vorbim astăzi ce dezastru de primar a fost Nicușor? Domnul Ciutacu, dacă alegerile vor fi și o încleștare între civilizații. Deci vom avea pentru prima dată și o alegere și o confruntare între două București. Între un anumit electorat, poate și anumite zone ale Bucureștiului și un alt electorat. Confruntarea aceasta va fi între Piedone și fascinantă. Și Nicu Șordan nu va avea legătură nici cu gropile, ci va fi ca între Iohannis și Ponta. Mai țineți minte? Da. Avea vreo legătură în timpul campaniei? S-a discutat despre țară? Nu! Se discuta, dar erau și oarecum de același calibru, dacă vreți, și intelectual Ponta și cu Iohannis la momentul respectiv. Aici, vorbind de unul care face paradă de doctoratele lui și de olimpiadele internaționale și de unul care recunoaște foarte senin că are puțină școală, dar care are multă școală a vieții. N-ați recunoscut și noastră, mi-ați dat dreptate cu titlul Războiul Civilizațiilor? Da, va fi un război, chiar un război al lumilor. Între dreapta și stânga. Domnul Ciutacu, va fi un război între cele două București, dacă pot să spun, e un barbarism, da? Da. Bucureștii sunt două, da? E ăla cu, nu știu, oameni care lucrează la bănci, care, nu știu, care cred că e cool să votez pe Nicu Șordan, da? Și restul care vor vota pe Piedone. Dar vreți să vă dau o veste? Ăia care lucrează la bănci, domnule Cristoiu, spre exemplu, colegii mei de aici, de la corporație, ca să zic, au salarii mult mai mici decât angajații din administrația publică a lui Piedone.
Apropo de cele două lumi și de, vă spun eu, la bugetar sunt salarii mai mari ca la Bânceacu. Și în general sunt salarii mai mari decât la multinaționale. Că s-a terminat cu vraja aia cu multinaționale care plătesc salarii mari. Nu. Avem 30 de ani de alegeri. Aceste alegeri de la București vor fi echivalentul prezidențialilor. Niciodată în asemenea momente în România post-decembristă n-a funcționat salariul și ăsta. În 2004, când a fost ales Traian Băsescu, am stat de cu un mare om de afaceri, mare, uriaș, care era de la PSD. Copiii lui l-au votat pe Băsescu și l-am întrebat de ce și a zis că e cool. Sunteți de acord că va funcționa și cool? Este foarte posibil. Mă rog, nu știu cât de cool e Nicușor, dar mă rog, prinde la un anume public care talibanii lui are. Adică Nicușor are, orice ai face, un 20% îi face din pornire, da? Întrebarea e dacă peste aia 20% face mai mult decât face Biedon. Eu nu v-am zis, eu v-am explicat că de-abia aștept această confruntare între civilizații. Se vor porcăi pe Facebook profesori universitari cu nu știu. E bă, al vostru, care e analfabet, sunteți de acord cu tare? Sunt perfect de acord, dar vă dau o veste pe Facebook. În ciuda haite imense de lătrători pe care o are Nicușor Dan în spate, îl bate Piedone de-l rupe cu live-urile pe Nicușor. Nu știu, nu fac pronostic, eu vă spun ce se întâmplă în zilele noastre, acum. Domnul, încă o dată, dacă se e retras domnul Cârstoiu, se schimbă toate datele. Eu v-am prezentat o ipoteză, nu am zis că e adevărat. Am spus că văd o nouă, nu alianță, încă o dată, alianța electorală la locale nu există, dar sunteți de acord? De acord cu dumneavoastră, dar întrebarea este că și cu retrasul ăsta lui Cârstoiu, trebuie să mai vrea și el să se retragă, nu? Sau îl anunță partidul că s-a terminat. Aseară aș fi spus că aseară am scris că am fost un neghiob, cum zicea ăla, postelnicul. Am fost un prost și am zis gata, s-a terminat. Nu, în dimineața asta s-a reluat. Sunteți de acord? Da, e carnaval și continuă. Ați mai văzut așa ceva? A mai fost așa cu Ponta după Colectiv, mai țineți minte? Da. Bă, degeaba spuneai, nu știu, stai mă, că n-are nicio vină, nu contează, gata, acum e, dacă el e tare, nu pleacă, dar nu văd, dacă nu reluam dimineața asta, vă spuneam că va fi el candidat, dar prea sare. Domnule Cristoiu, dacă ar fi în mâna dumneavoastră decizia, l-ați retrage pe Cristoiu sau l-ați susține în continuare? Depinde, dacă vorbim de PSD, l-a susține pe Piedone. N-are nicio. E o pierdere de vreme. Adică nu. Din punctul ăsta, dacă vorbim de PSD, e bine în sondaje, e corespunde, e de stânga. Uitați-vă discursul lui de acum. A fost un discurs nu anti Nicușor Dan pentru faptul că face grup. A fost și anti-USR, n-a fost așa? Absolut. Anti-dreapta, da, e. Așa ar fi trebuit să fie. Eu sunt un mare adversar al acestei logodne la București între cele două partide. Una din ce discutam la telefon din plicticoșeniile acestei campanii este faptul că nu PNL și PSD trebuiau să se bată. Asta vor românii, nu știu, se confrunte. Acum s-au unit, nu mai e nimic, nu e așa? Sunteți de acord? De acord cu noastră. Adevărul e că ultima campanie de adevărat la interesantă la locale București, dacă mi-aduc eu bine aminte și corectați-mă dumneavoastră dacă greșesc, a fost aia dintre Oprescu și Blaga. De atunci încolo parcă n-a mai fost nicio veselie, n-a mai fost nicio nimic. După aia a câștigat Oprescu fluierând al doilea mandat, după aia a câștigat Firea pe fondul schimbării a patru candidați de la PNL, dacă ne aducem bine aminte, în 3 săptămâni, și după aia a fost Nicușor care a câștigat teoretic strâns, dar practic destul de previzibil în lupta cu Firea. N-a mai fost așa un care pe care, cum pare a se anunța cu lupta dintre Piedone și Nicușor. Dar vă place un război. Normal că îmi place, că mă ține viu. Da, va fi. Dar, repet, el se va transforma într-un război politico-moral, valoric, intelectual. Nu se va discuta despre grup, vă garantez. N-am niciun dubiu. Nici măcar despre schimbarea țevilor.
Să știți că pentru Nicușor Dan ar fi... Nu sunt un admirator al domnului Piedone, nu spun, nu e genul meu, dar va fi un adversar foarte dificil. Oare și de asta evită o confruntare directă? Dificil, adică nu-l văd pe Nicușor ținând piept Piedone din zona lui Băsescu, așa mai spune așa, adică e greu, va fi foarte greu de ținut. Dar ar fi interesant. Deocamdată, domnul Ciutacu, discutăm luni. Dacă până luni nu e retras sau nu se retrage, nu se mai poate da înapoi. Sunteți de acord că se înscrie... Ci că mai are un hop mâine, doctorul Cârstoiu, că s-ar putea să facă un anunț public și o conferință de presă în care să explice inexplicabilul, dacă mă întrebați pe mine. Ați recunoscut, domnul Ciutacu, mai țineți minte când trebuia să demisioneze Radu Vasile? Da. Așa era, în fiecare minut era. Demisionează, pleacă. La un moment dat, el degeaba zicea că nu va demisiona, că el demisionase. Păi dar rămăsese el cu ficusul, demisionaseră toți miniștrii și nu mai avea consilieri personal și de prim-ministru pe care să-i numească în funcții de miniștri. Că îi numise pe toți interimari. Recunoaște știrea de mâine, este pentru mâine fake news, dar e bine făcută, nu-i așa? Absolut. Adică la un moment dat, au fost două valori, domnul Ciutacu, vineri, până și pe mine, că, mă rog, pe pensionar, îmi spuneau, domnule, gata, a fost retras. Înțelegeți, gata, deja se știe contra, păi nu l-a retras. După asta a venit valul de când? De ieri, de luni, nu-i așa? Tot așa. Acum vine valul de mâine, da? Da. În asta... Vă cer un sfat. Dumneavoastră, în locul domnului Cârstoiu, ați demisiona? Bă, să demisionez de unde? De la spitalul universitar? Că Nu. V-ați retrage, ați pleca? Doar după o negociere prealabilă dură, pentru că mi-e teamă pentru Cătălin Cârstoiu că s-ar ta să rămână și fără funcția de la universitar, după toată avalanșa asta de plângeri la ANI și la DNA. Diferența dintre noi și politicieni e faptul că eu mi-aș băga picioarele. Nu te face nebun? Adică el ce Dumnezeu? Ce pierde? Bun, rămâne director, adică... Păi, întrebarea e dacă mai rămâne director după ce pleacă din funcția din postura de candidat. Se negociază, nu. Păi asta zic, deci după o negociere... Păi am transmis că nu-l cunosc să demisioneze dacă mașinăria este împotriva lui. E pe față. Poftim? E pe față împotriva lui domnul Cristoiu. Păi de-aia, Pântel, să demisioneze sau nu? Nu ați demisionat dumneavoastră? Nu, eu n-aș fi acceptat candidatura asta. Dar da, în situația actuală nu n-aș continua înainte. Adică, iertați-mă, decât să mă fac eu de râs în numele coaliției, mai bine să face coaliția de râs fără mine. Da, și cum să-ți va alerge fetele, cum va alergă reporterițele. Da, da. E adevărat, nu-i așa? Nu și-a închipui neamdeneamul lui Cristoiu câte gagici o să-l alerge, păi că-s cu microfonul și cu camerele. Vă mulțumesc, mă, domnul Cristoiu, că ați fost alături. O seară bună vă urez. Stați un pic, că mai vrea să zică ceva domnul Cristoiu. Vă rog, domnul Cristoiu. Puneți-mi și mie care va fi scenariul când se va retrage el. Va ieși domnul Ciolacu și va spune că a fost un om extraordinar, da? Păi stați un pic, că domnul Ciolacu e un pic în Qatar. S-ar putea să-l apuce retragerea domnului Cristoiu în deplasare. Nu, hai să vedem cum va fi potopit de elogii, da? Un om extraordinar, un manager desăvârșit, care a căzut ținta unei campanii mediatice nedrepte, dusă pe teme foarte mici. Așa, de USR. Absolut. Și cu ocazia asta legitimează și USR-ul ca principala forță de opoziție din țara românească, nu? Da, corect, da. Vă mulțumesc mult, domnul Cristoiu, o seară bună vă urez. Domnilor și domnilor, s-a aflat și cine este afaceristul care susține pe Nicușor Dan din umbră. Controversatul Matei Păun îi pregătește actualului primar al capitalei sediu de campanie într-o fostă ambasadă din Dorobanți, potrivit Mediaflux.ro. Haideți să vedem. Noi detalii despre oamenii în spatele lui Nicușor Dan ies la iveală. Afaceristul Matei Păun este implicat în campania electorală a primarului capitalei, scrie Mediaflux.ro. Controversatul afacerist și alți susținători ai lui Nicușor Dan au mers să viziteze clădirea în care îi se pregătește sediul de campanie. Este vorba despre clădirea fostei ambasade a Indoneziei, o vilă elegantă din Alea Alexandru din capitală.
Matei Păun are, potrivit Mediaflux.ro, aproape 3 decenii de experiență în piețe financiare, inclusiv în Federația Rusă. Afaceristul s-a născut în Statele Unite ale Americii, acolo unde și-a petrecut prima parte a vieții. Apoi a ajuns în Europa și s-a stabilit pentru o vreme în Germania, unde a obținut și cetățenie. După anii 90, a revenit în România și s-a lansat în lumea afacerilor. Păun este fondator al fondului de investiții Black Sea Fund și al băncii de investiții Back Investments, cu operațiuni în România, Bulgaria, Serbia, Macedonia și Belarus. O altă anchetă explozivă scoate la iveală neregulile din primăria lui Nicușor Dan. Un raport al Curții de Conturi dezvăluie prejudiciile de milioane, cheltuieli ilegale, cadouri risipite și autorizații nejustificate, potrivit puterea.ro. Un raport de audit al Curții de Conturi relevă faptul că bugetul primăriei capitalei a fost prejudiciat cu suma totală de 4.156.827 de lei. Raportul mai arată că primăria lui Nicușor Dan a făcut o majorare nejustificată a cheltuielilor și o diminuare a rezultatului patrimonial cu suma de 4.156.827 lei, raportate prin contul de execuție cheltuieli și contul de rezultat patrimonial. Domnilor, întâi îmi fac datoria chiar ușor tardiv de a prezenta invitații. Mihai Fifor, parlamentar al Partidului Social Democrat, fost ministru, bună seara. Bună seara. George Tuță, candidat al PNL la primăria sectorului 1 și șef al organizației, bună seara și dumneavoastră, domnul Tuță. Cătălin Carnage a fost director al SIE. Răzvan Savaliuc, încă șef la Oruj.ro, nu se știe până când. Și unicul în funcție pe viață, Marius Pieleanu, regele sociologilor. Să trăiți, domnul Pieleanu. Deci, hai să o luăm gospodărește. Dacă se mai retrag mulți, domnul Pieleanu, nu mai are nevoie de sediu de campanie, Nicușor, că trebuie să-l mai convingă pe Piedone sau să-l declare și pe ăla incompatibil și rămâne Nicușor singurul candidat. Cârstoiu pleacă, ăla micul de la Aur, înțeleg că oricum e predat aproape la Piedone. A trecut la detectorul de minciuni, testul? Că nu știu, Simion era aseară, dar nu făcea cadourele ăla din reclamă, făcea? Care dădea cu ascuțitul, nu? Cred că era scaunul electric. Cred că era scos din priză, dacă mă întreb pe mine, dar nu ne mai luăm de la atât. Așa, deci. Mai e nevoie de sediu de campanie? Situația e încurcată. Ne place, nu ne place, e o realitate. Candidatul alianței PSD-PNL deocamdată nu este nici măcar pe locul 2. E o realitate asta și, indiferent de cifrele ușor contradictorii ale sondajelor care apar în ultima vreme, ierarhia este cam aceeași, cu Cârstoiu pe locul 3. Sigur că mai e timp, mai sunt cât 6-7 săptămâni până la ziua alegerilor. Problema e că cele două motoare principale pe care se baza totuși domnul Cârstoiu, bazinele electorale PSD și PNL din București, nu dau semne. Pare că îl resping, nu că nu dau semne că l-ar sprijini. Că nu sunt turate. Eu sunt destul de optimist în privința asta, în sensul că, de regulă, mecanismele se pun în mișcare mai greu și în ziua votului, că e vot util, că e vot conform, că e vot de partid, că e vot nu știu de care, se întâmplă asta. Pentru că, totuși, PSD îl vezi și PNL tu și te întreb, că ai experiența multor rânduri. Doar o secundă, PSD vezi și PNL la București înseamnă 45%. Da. Dacă ar fi separat. Păi stai, Marius, apropo de ce spui tu, în toate sondajele, așa contradictorii cum sunt ele, PSD plus PNL, tot la 40 și ceva la sută sunt. Da. Și Cârstoiu tot pe locul 3 e. Diferă doar procentele care îi se atribuie doctorului. Să vorbesc cu domnul Cristoiu de data asta, să-i spun, fac o completare. Nu neapărat să... Completează în lipsă, că maestru avea de înregistrat ceva pentru mine. În sensul că, ok, se retrage candidatul Cârstoiu și sprijină cele două partide pe Piedone. Da? Sau, așa, mă rog, PSD-ul. Cum se păi PSD-ul, că PNL-ul înțeleg că azi că nu și pot votul să... votul politic la Consiliul General cum se va duce? Adică cum candidează? Că nu mi-e foarte clar. Va fi păi aia fost și întrebarea mea, adică... presupunând, da, adică ei depun numai liste de consilieri și nu depun un candidat la primărie. Soluția rezonabilă, dar sigur, da, irealizabilă, dar rezonabilă, paradoxal, da, este cu Gabriela Firea din partea PSD, cu Sebastian Borduja din partea PNL. Pupați stelpile. Stai, ascultă-mă, și măcar ai votul politic în Consiliul General asigurat.
Mihai, păi da, da, aici la... Da, da, aici ai dat, aici ai dat la operație lui Piedone. Marius, dacă ai votul politic și chiar dacă iese Nicușor Dan sau Piedone după caz. Băi, Marius, stai, Mihai, hai să ne înțelegem. Eu când aud asta, chiar dacă iese Nicușor Dan, să face pe mine pe spate, să ridică părul ca pe pisicul din desenele animate. Și PSD-ul și PNL-ul ne-au informat seară de seară în emisiunea asta și în toate emisiunile unde au avut acces că guvernarea locală a lui Nicușor Dan a fost un dezastru și că obiectivul prioritar, domnul Fifor, e să-l dă în jos pe Nicușor Dan. Și acum au avut tot soiul de chestii de-astea pășuniste că și dacă o fi să iasă Nicușor Dan, păi n-am zis, bă, că obiectivul strategic zero. Detonați-vă, dați-vă foc! Dar, Victor, ție nu se pare că doctorul Cristoi a fost pus candidat de cineva? Ca să nu l-a impus. Ca să iasă Nicușor? Ca să nu iasă Răzvan, nu să iasă Cristoiu și să iasă Nicușor? Așa contra naturii? Nu crezi că a fost un calcul? Vă rog, suntem în calendar, mai avem foarte puține zile până la depunerea candidaturilor. 30 este data limită de depunerea candidaturilor. Ieri a fost o discuție în coaliție. Declarațiile premierului Ciolacu au fost de natură idei că mergem mai departe cu doctorul Cârstoiu, susținut de primarii de sectoare și susținut de organizația de București, și cred că nu greșesc când afirm lucrul acesta. Este o decizie, și tu știi bine lucrul ăsta, extrem de complicată ca la două săptămâni înainte de depunerea candidaturilor să vii să retragi un candidat și să încerci să impui un alt candidat. Nu sunt fan al acestei idei. E o soluție pe care eu unul n-am mai văzut-o în politică. Este, adică de când fac politică n-am văzut genul acesta de retrage de candidat și aduce altul în față pe termen scurt. Părerea mea este că este foarte important să analizăm cu atenție și să avem candidat și să-l susținem pe candidat. Toate analizele pe care, doar o secundă, Victor, Gheiți. Te rog, Marius. Nu, dar... Îl avem și pe domnul Tuță. Păi tocmai de asta, domnul Tuță vrea să mă și încearcă să facă lucruri, dar această ambiguitate de la nivel de candidat la primar general afectează și șansele candidaților alianței, păi, cele două sectoare care de interes. Păi aici vreau să... Ambiguitatea este de... E o totală ambiguitate. Bun, noi avem un candidat lansat cu care să mergem mai departe. Și dacă mâine va anunță căpa? Ce dacă ne anunță candidatul? Da. Asta e cu totul altceva. Păi, domnul Tuță, eu încerc să-mi închipui scenariul ăla suprarealist în care dumneavoastră, care ne-ați promis că o dați jos pe Clotilde Armand, al cărei mandat a fost un dezastru, veți fi nevoiți, dacă decide un rata conducere, să-l susțineți pe colegul doamnei Armand Nicușor Dan la primăria capitalei. De explicați-mi și mie cum... Că după aia veniți la mine în emisiune și vă întreb, dom'le, ai febră sau cum? Deci eu merg cu Nicușor și împotriva lui Clotilde? Eu vă zic în felul următor. Și închidem discuția cu mandatul dezastruos al Nicușor? Bună întrebare asta. În sectorul 1, primarul de sector este mult mai apropiat de nevoile oamenilor. Pentru că, în primul rând, gestionează problema salubrității, care n-are rost să mai amintesc aici despre sectorul 1, pentru că n-a existat. De aceea, la sectorul 1, coaliția funcționează foarte bine, avem un parteneriat extrem de corect cu Partidul Social Democrat. Ziceți-mi cum faceți cu... Însă la primăria capitale, ce pot să vă zic este că cred că cu toții am fost prin Parcul Herăstrău și mesajul este unul simplu. E nevoie de schimbare și acolo. Așa, și? Pentru că este prost administrat București. Păi și l-ați putea susține pe Nicușor Dan în cazul în care, nu știu, să suciște partidul. Și decide că mandatul n-a fost chiar atât de dezastros, cum mi se părea cu două săptămâni. Decizia asta, dacă ea va fi discutată ca propunere în coaliție, va trebui să fie analizată după aceea în forul de conducere al Partidului Național. Și justificată cumva public, iertați-mă. Și mâine avem un astfel. Deci dacă se iau asemenea decizie, eu jur, mă jur țigănește pe carne de porc, că tai toate sincroanele cu liberalii care au fost la mine în emisiune în ultima jumătate de an de zile, cu toate măscările pe care le-au spus despre Nicușor Dan. Situația asta, eu nu cred că se va întâmpla lucrul acesta. Coaliția va avea clar o soluție. De liniștiți, rezolvă doamna Firea cazul și problema globală sau nu? Ziceți-mi că s-au emoționat. Cum au putut să-l suie pe Cârstoiu de două ori în metro? Care a cea mai... Ala, stai, bă, da, la Emidor! Cea mai penibilă schemă și fumată de toată populația, asta era schemă ca să-l ridici în preferința electoratului. Păi, dar s-a suit și Nicușor în tramvai și nu i-a dat nimeni cu huă. Tu știi că a fost Nicușor în tramvai? I-a intenționat să-l bage la fund. Pentru că Nicușor era din filmul ăla. Cârstoiu nu e... Nu poți să cobori din...
din X6.0i, motor de 530 de cai și să urci în metrou. Nu poți! Uite cum vorbește cunoscător. Cine are știe. Eu sunt preocupat de motoare și nu e un secret. Poți să faci orice într-o campanie electorală. Sigur, Mihai, poți să faci orice. Important. Hai mă, mă lași. Bă, uite-te, depinde și de om. Cătălin Harnage, hai că suntem oameni bătrâni. Sau mă rog, mai ales eu. Băi, Sorin Oprescu, că era știm cu toți. Era din filmul ăla cu metrou. Băi, Sorin era... Bă, iartă-mă, Sorin era pricopsit și el. Da, nu știu dacă la nivelul Căstoi sau nu, da? Bă, da, Sorin, când îl urcai acolo, era primarul săracilor. Vă nu mai țineți minte când dădea el audiențe, Cătălin Harnage, în birtul ăla, când era el cu Tis și cu Dumitriu. Doctor. Da, și doctor. Da, și bogat. A mai zis cineva? Da, dar era de acolo. Păi director de spital, că a fost. Da, de același spital. Dar noi comentăm acum niște decizii, niște acceptări ale unor lideri de partid, ale căror partide au aproape majoritate și care și-au pus un candidat care este pe locul 3. Da. Eu nu înțeleg. Adică e ilogic ce au făcut. Doamne, dacă ai aproape majoritate și nici măcar în primii doi n-ai candidatul tău, păi de ce îl mai pui? Pentru că mai sunt 6 săptămâni de campanie. Sunt 6 săptămâni dacă de campanie. Dacă e pe 3, nu înseamnă că finalul va fi pe 3. Absolut, domnule, sigur că da. Sunt 6 săptămâni de muncă, 6 săptămâni în care candidatul trebuie să muncească. Asta se vedea de la început. Asta este și adică, absolut adică îi tragi preșul lui Gabriela Firea, îi tragi preșul lui Sebastian Burduja. E clar care vreau la, în sfârșit, și domnule, la președinție și așa. Și îi pui mine? Coordonator de campanie a unuia. Păi ăia îi fac campanie lui... Stați că am o veste de ultimă oră, breaking news. De rău? Domnilor, domnilor, cel mai probabil baronul Lamborghini nu va mai fi susținut de PNL pentru un nou mandat la șefia Consiliului Județean Prahova. Surse de la vârful PNL ne-au dezvăluit decizia care urmează a fi luată și consfințită de liberali. Între timp, Iulian Dumitrescu șantajează și dă bani primarilor din județ prin intermediari pentru a-l susține. Mai multe detalii are colega mea, Mădălina Petre. Mădălina? Bun găsit, Victor, bun găsit tuturor. Da, Iulian Dumitrescu face presiuni pe toate părțile, aș putea spune, ca să obțină susținerea pentru nou mandat la șefia Consiliului Județean Prahova. Cu cât se apropie mai mult ziua în care Partidul Național Liberal va anunța public decizia în privința susținerii sale, cu atât baronul face presiuni, șantajează și chiar amenință și o să și explic de ce. Din informațiile pe care le avem, conducerea PNL va ieși public și va anunța că partidul nu îl susține pe Iulian Dumitrescu, însă până atunci deja Iulian Dumitrescu a avertizat liderii PNL de la centru că dacă nu îl susține, atunci va produce o ruptură în partid și asta pentru că primarii din Prahova sunt de partea lui. Mai mult, acesta a transmis că dacă alte persoane care au probleme penale se regăsesc pe listele de la alegerile locale, atunci el de ce să nu fie susținut? Și mai mult, în continuare, baronul se folosește de banii de la Consiliul Județean pentru a atrage, bineînțeles, primarii de partea sa. A mărit Iulian Dumitrescu miza susținerii sale la, atenție, 5.500.000 de euro pentru 49 de primari PNL din Prahova. Încearcă Iulian Dumitrescu din nou să cumpere bunăvoința primarilor liberali prin alocarea de fonduri substanțiale din banii publici de către omul său de încredere, Dumitru Tudone, lăsat la conducerea Consiliului Județean Prahova. Însă, din informațiile pe care le avem, Partidul Național Liberal caută în aceste zile un alt candidat care să îl învingă în cazul în care va decide Iulian Dumitrescu să candideze independent, un așa candidat surpriză care să vină din partea Partidului Național Liberal pentru șefia Consiliului Județean Prahova.
Mulțumesc mult, Mădălina. Domnul Carnagea, că tot v-am întrebat pe dumneavoastră. Eu sunt din fan. Informațiile pe care... Sunteți fan, nu? Da. Din informațiile pe care le-am eu... Eu n-aș vrea să renunț. Și nici eu. Deci din informațiile pe care le-am eu... Lumea să aibă un model. Când s-a luat de la principii cu conducerea partidului din care face și el parte, domnul Dumitrescu a spus că, dom'le, atâta vreme cât la Iași, spre exemplu, sunt candidați Alexe și cu Chirică, care nu că sunt inculpați, sunt și trimiși în judecată în dosare de corupție, el de ce n-ar candida la Prahova? Partenerul strategic. Ce? Nu e în Statele Unite, indiferent că ești la pușcărie, n-ai decât două condiții să îndeplinești, nu? Păi să da, ai peste da. O vârstă, păi să da, în da. Un pic, că tot PNL-ul păi... striga în piață când eram în tovărășie cu SR-ul, cine nu sare ia condamnare. Al PNL. Cum ne înțelege? Dar ai PNL-ul pe vechi, greșit. Orban, da? Noroc că a plecat, că a fost text. Nu ne spunea, mie îmi pare rău că, mie pare bine că analiza... Domnului. Dumnezeu, stați un pic, până la urmă, domnul Dumitrescu, ce aveți cu el? Stă cu, împreună cu doi oameni într-un apartament de 40 de metri pătrați la Plopeni. Dar credeți că n-o au buletine câștige? Acolo. Nu, credeți că n-o să câștige? Păi dacă lasă partidul, că dacă nu, cine știe de în partea cui candidează? Bine, important e să câștige. În partea planetei gigante. A câștigat omul la Baia Mare, mai țineți. Păi da, normal, normal. Doamnelor, domnilor, luăm o extrem de scurtă pauză și revenim spectaculos. Stăpânul Moldovei mort de inimă. Alerta poliției. Mobilizare masivă a interlopilor. Ce vor să facă la priveghi? Veți vedea imaginile care sperie poliția și jandarmeria. Vorbim din nou, din păcate, despre morții din spitale și despre jocurile reziștilor. Cât au încasat aceștia. Și agenda criminalului momentului. Câte fete avea pe listă? Omul care îl apără pe criminalul periculos va fi în direct alături de noi. Rămâneți meriți.